Bună ziua tuturor celor care mă urmăresc pe canalul Apicultura de la Vest la Est. Am trecut prin pat rece, fund antivaroa, dacă vă mai aduceți aminte, pat cal, fund plin, pat cal, fund antivaroa și pat rece, fund plin. Ultimul cules acestui an. Vreau să vă arăt cum să prezint acest tupi. Da, Marian, filmează-mă că n-am trepiedul. Da, la ultimul cules acestui an. Vreau să vă arăt cam cum se prezintă, cât puietau. Miere sunt pe două caturi. Deci, ca să înțelegeți, acest tupi au fost exploatați la câte extracții? Una la rapiță, două la salcâm, una la coriandru, una la tei și asta la floarea soarelui. Deblocăm puțin cuiburile ca să înțelegeți ce operațiune facem. Da? Din cauza unor probleme tehnice, să le numesc așa, la tei. Da, am rămas cu mai puțin albină decât ar fi trebuit. Să mă exprim și mai tehnic. Deci nu din cauza la floarea soarelui, repet, și nu din cauza la toxicitatea de la tei, ci unor probleme tehnice. Da? Și acum vreau să vedem. Da, vreau să scot o ramă, două, cam așa au, nu au mai mult. Da? Uitați, deja de aici Marian filmează să vadă, da. Să nu creadă că e saburel. Da, puiet, larvar și așa mai departe. Da? Și o să mă duc până în extrema cealaltă. Uitați, următorul e puiet căpăcit. Da? Uite, ca să nu, uite. Așa, dacă o scoateți. E bun. Deci aici e puiet căpăcit. Deci, și mă duc până în extrema asta. Aici așa vreau să verific ce mai am. Că aici e tot puiet, da? Deci nu sunt blocat. Aici vreau să văd ce am. Uitați. Puiet larvar, nu am ce să, deci am așa 2, 4, 6, 7 rame cu puiet la ora actuală, puiet larvar, ou în toate stadiile. Și ia să vedem cea din margine, ia uitați-vă ce am pe cea din margine. Nu se poate scoate, da? Bun, ce îi fac la acest tub? N-am cum să scot, da? O să introduc aici o ramă la ouat, dăm te rog o ramă, deci am scos o ramă cu miere, introduc o ramă la ouat. E, această muncă o fac pe cules. Acum, la unii o să vă dea cu minus, la unii cu plus, de ce fac eu acest lucru. O să discutăm pe un live, în detaliu, ceea ce lucrez eu acum. Da? Care știți, dați-vă cu părerea. Bun. Cristi, stai că-i fac pe ăștia consecutiv, ca să pot să fac filmarea întreagă. Da? Deci, pat cal, fund plin. Desfă pat rece, fund antivaroa, nu-i nicio problemă. Da? Desfă-l ăla. Eroina, deci gândiți-vă că caturile sunt pline, deci noi suntem cu caturi pline, lucrăm, da, vedeți băieții se chinuie ca să le dea jos, au zis cum cad, uitați-vă, nu se poate. Da? Nu se poate, uitați-vă cum arată, deci să nu credeți că e abureală ceea ce vă povestesc, nu, dragii mei, doar că vă repet, această operațiune noi o facem pe cules, în momentul în care se taie culesul, noi nu mai putem face, Una dintre marile probleme care se pun, cum pot să conserv albina, da? După atâtea mari de culesuri, da, vă repet, rapiță, două extracții salcâm, una coleandru și una tei. Cum am putut să mențin aceeași albină, da? Uitați, de exemplu aceasta o scot afară, da, este rama din margine, o scot afară, ca să fac loc unei altei rame, da? La ouat. Asta este ideea. Este a 10-a ramă. Ați văzut câte rame a avut acela? 7. Cam au 7, 8 și 9 rame. Da? La ora actuală cu puiet, ou, larvar. Deci, stupii sunt în grafic. Da? Ia să vedem următoarea ramă ce are. Uitați, acum mai desfac prima dată. Nu e glumă. Uitați. Larvar, ou, puiet, deci de aici încolo nu mă mai pot atinge. Aceeași treabă și aici. Da. Nu mă mai pot atinge aici. Vreau să mă duc în extrema asta, la altă. Uite, aici e tablă de puiet căpăcit. Uitați, ca să nu credeți că acolo nu era ou, larvar. Uitați, aici e tablă deja de puiet căpăcit. Da, nu mai pot. Nu mai duc. Încă este cules. Da, uitați pe rame. Vedeți doar cât înclin ramele, că... Da, albina nu bate. De ce vă spuneam? Doar pe cules se poate face această operațiune, având în vedere că am fost la tei și mierea de jos este de tei. E,
Ia să vedem dacă pe partea asta, la altă. Nu. Deci asta o putem scoate. Bun. Da? O, uitați. Această miere este o miere polifloră desăvârșită, în sensul că aici avem toate tipurile din tot sezonul în cuib de miere, de coriandru, de salcâm, de rapiță, având în vedere că am fost din cules în cules, da? Avem toate sortimentele. Această miere se va întoarce în stimulare, da? Aceasta nu este pentru consum, nu este pentru mâncare. Ia uitați puiet aici. Da, de aici încolo este puiet. Bun, noi a patra ramă o să introducem la oat, dar mai feresc una aici. Da? Și aici, uitați-vă că aici tot puiet e. Să nu creadă unii că, bă, am doar acolo sau... Nu, dragii mei. Bărbosul nu face, dăm ramă la oat. Bărbosul nu face miștocărel și nici... Da. Aceștia sunt stupii tratați la munte, tratați, doamne, crescuți la munte, dezvoltați. Da, și acum o margine. Dăm acolo o margine pentru că rama asta oricum o să o băgăm una de clasat. Da. Această ramă o să o scoatem definitiv. Mai clasăm și noi din ele, n-avem ce face. Da, bun. Opa, ai pus lăzile toate în spate. Dăm telefonul. Faceți un pic de ordine. Dă un pic cu... Au dat. Bun. Da. Și asta a fost pat rece, fund plin. Deci este în grafic. În grafic. Toate trei au mers strună anul acesta. Hai să vedem. Și... patul cal fund antivaroa. Da. Acest albastru a fost cel care a câștigat, dacă vă aduceți aminte. După care pat rece fund plin, deci pat cal fund plin este Lada top din toate punctele de vedere. Ia câte unul. Ia câte unul că te rupe. Ia câte unul că am pornit la ele. Ia câte unul că... Ia-i cleștele, mă! Ia-i cleștele și peria de acolo ca să poată să pună, că-l rupe. Uite, capacul nu-i pus bine. Nu-i pus bine. Așa. Trebuie să-l las sus, mă. Trebuie să-l las sus, că de jos le ridici de te rupe. Hai, pune, ca... împinge la, da? Da. Ia să vedem. Îmi pare rău că nu l-am filmat și pe celălalt, dar după aia mi-a venit ideea, hai să mai fac un film. Da. Mamă, o cită blocă de miere. Da. Deci, repet, această miere nu merge spre consum, nici spre vânzare. Această miere se întoarce la stimulare. Da. Cu această miere voi stimula la vremea respectivă. O să spun despre ce este vorba. Da? Puiet, larvar, filmează ca să vadă colegii, să nu creadă că, da, din a doua ramă o să trec peste tot cuibul, că e clar că e totul ok și mă mai interesează aici, da, clar că totul e așa, deci nici nu mă îndoiesc de treaba asta, aici mă mai interesează, ce mai am aici, uite, aici aceeași treabă, da, mă așteptam, atât am. E, asta deblochez. Deci, din 10 rame, 7, 8 sunt cu puiet, cam așa media. Au fost care au fost și 10 din 10, n-am avut ce să le fac. Am mai luat o ramă cu puiet, am mai dat la roi și chestii de genul ăsta, da? Mai ajuți roiul, mai așa. Dar, da. Pornile sunt top, cum zic eu. Îmi pare rău pentru cei care și-au pierdut coloniile la... Ia stați așa că am văzut rama asta, nici asta nu-mi place. Pare a nu fi puiet. Dă-mi de alta, te rog. Pare a nu fi puiet. Stai așa, dă-i pace. Hai că am deslipit-o. Pare a nu fi puiet pe ea. Și nu e puiet pe ea, uite. Opa. Hai să o dăm afară, da? Deci nu o lăsăm.
Dragii mei, eu nu mă ascund. Da, deci uite, am văzut surprize. Ceilalți trei au fost ok. Uitați, patra aici fund plin. Nu, aici deja cred că e o chestie de genetică. E o chestie de matcă. Da? Asta nu corespunde parametrilor optimi. Din punctul meu de vedere, adică nu mai e liniară, dar hai să vedem ce are încolo. Pentru că nici aici nu observ puiet, da? Nici aici nu observ puiet. Și nu e puiet nici aici. E, în schimb e de acolo încolo. Poate dator așa acestei foițe, aceasta a fost o foiță. N-a vrut să o mai ouă, dar nici o problemă, că îi dăm noi de lucru acum. Dacă până acum... A deblocat aici, mă? Da, așa să nu fac o tâmpenie. Da. A deblocat aici. Deci nu o pot scoate. A început să o deblocheze. Bun. Dă-mi o ramă la oat. Bun. Am să transfer. Uitați ce fac. Am să transfer următoarea ramă după ea ca să o deblocheze până la urmă. Da, aceasta cu puiet, vedeți? Puiet larva rou. Am să o transfer aici. Uitați-vă bine tehnică. Asta o să o bag aici, să o deblocheze. Transfer următoarea. Lângă ea. Și aici am să-i bag această ramă la oat. Răcesc cuibul, nu? La 40 de grade. Da? Deci nu, matca să prezinte în parametri. Ia uitați aici. Avem puiet. Da? Mai dai o ramă la oat. Uitați aici așa, din nou. Puiet, larvar, ou, dar mai băgăm o ramă la oat aici. După care o margine, da? Uitați, rame la oat. Bun. Și asta e top, că e cu puiet. Bun. Asta o băgăm și pe asta aici. Vă știți că de multe ori se întâmplă de bine și o ouă și pe asta. Doamna. Bun, dragii mei. Cam despre asta este vorba. V-am arătat cei trei stupi care au fost în testul lăzilor. Pat cald, fund plin, pat cald, fund antivaroa, pat cald, fund, pat cald, fund, pat cald, fund plin, ăsta e pat cald, fund antivaroa și pat rece, da? Fund... Pat rece, fund antivaroa, pat cald, fund plin, pat cald, fund antivaroa și pat rece. Da. Acesta a fost patul cald, fund antivaroa. Dacă v-a plăcut, dați like, abonați-vă și asta e, asta este munca noastră. Noi ne continuăm treaba, toate cele bune!